Astăzi vorbim despre trauma emoțională și despre scindarea sufletului. Trauma este un subiect important în ce privește planul psihic al omului, pentru că ea produce, pe termen lung, multe din afecțiunile fizice de care probabil suferim, dar mai ales foarte multe stări de rău, de gol, de suferință, de neputință, de furie, de tristețe, de panică cu care ne confruntăm în prezent. Poate sunt situații care ne fac să ne simțim neputincioși, care ne fac să ne simțim incapabili, deși știm teoretic că avem resursele necesare. Poate suntem în faza în care să ne fie teamă de oameni, de a lua contactul cu oameni, de a sta împreună cu ei, de a fi cunoscuți de ei sau de a-i cunoaște, pentru că ne este teamă de respingere, chiar dacă oamenii respectivi sunt oameni amabili. N-are nicio treabă cu răspunsul lor, pentru că noi deja avem un răspuns înregistrat în corpul nostru și în mintea noastră, de care ne este teamă, indiferent de felul în care oamenii respectivi se raportează la noi. Poate sunt sarcini sau examene sau proiecte sau provocări sau interviuri sau diferite probleme de care ne este frică pur și simplu înainte să știm exact despre ce e vorba. Reacția corpului nostru este una de panică, chiar dacă în realitate nu suntem în pericol. Când lucrul acesta ni se întâmplă, e foarte posibil ca trauma să fie deja instalată în interiorul nostru, fără ca noi să știm. Sunt multe boli declanșate pe sistem nervos, sunt multe boli care nu răspund la tratament sau răspund foarte slab la tratament, sunt multe boli care se repetă și se repetă din nou, din niște motive inexplicabile, sunt tot felul de afecțiuni fizice cu care medicii se luptă și nu reușesc să le dea de capăt și își pun întrebări ce se întâmplă. Unii pacienți la același tratament răspund bine, alții rezultatul se lasă așteptat. Sunt multe tulburări, multe relații distruse, multe vieți afectate de traumă, fără ca oamenii să știe acest lucru. Poate că viața oamenilor până într-un punct a mers bine, dar dintr-o dată parcă ceva s-a întâmplat și de acolo toate lucrurile o iau într-o direcție greșită. Dacă te afli în această postură, atunci e important să te înțelegi, e important să cunoști planul tău psihic, e important să înțelegi cum funcționează și ce poți să faci ca să te ajuți. Deci, conceptul de traumă psihică este definit în literatura de specialitate drept experiențierea unor evenimente negative, extrem de intense, care și-au lăsat amprenta în personalitatea noastră ca indivizi. Trauma reprezintă o experiență de viață ce îi cauzează persoanei afectate un răspuns emoțional profund și dureros. Cu toții știm că atunci când o situație devine prea dificilă emoțional, devenim mai puțin sensibili și ne retragem în interior. Și asta facem instinctiv fiecare din noi. Dacă, de exemplu, vedem la televizor imagini ale sărăciei sau ale mizeriei sau anumite animale rănite, trebuie să ne retragem cumva sentimentele de compasiune față de acei oameni pentru a nu cădea noi înșine în disperare. Adică să nu ajungi să fii tu traumatizat, trebuie pur și simplu să te retragi. Și toți am făcut asta și toți facem asta instinctiv. Când ceva este prea mult pentru noi, pur și simplu ne închidem față de imaginea aia și încercăm să ne protejăm. Este ceva natural și este o reacție firească. De asemenea, știm că unele disocieri sunt doar temporare. Când situația dificilă a trecut, suntem capabili să eliberăm sentimentele suprimate și să revenim foarte ușor la normal. Cu cât situația dificilă durează mai mult, este mai aproape de noi, este mai puternică ca impact și solicitarea emoțională asociată crește în intensitate, cu atât va fi mai greu să simțim din nou emoțiile normale, da? Pentru că suntem solicitați
în cazul acesta peste puterile noastre. Când discutăm despre disociere, adică despre scindarea sufletului, este esențial să distingem, da? E important să facem o clasificare, să distingem între situații dificile de viață sau situații stresante și traumă. Nu e unul și același lucru. Situații dificile, situații stresante, situații grele care ne provoacă, ne solicită, astea fac parte din viață și toți le avem, toți le trăim uneori. Dar situațiile traumatice sunt mai mult decât atât. Situațiile de viață dificile duc la disocieri pe termen scurt între sentimente și gândire. Situațiile de stres accentuat duc la disocieri și blocaje emoționale mai de durată, care pot fi reintegrate după ce situația de stres încetează. Adică poate că ai o soacră dificilă și ți-e greu să o vizitezi, dar ești nevoit că n-ai ce face, și atunci cât timp durează vizita respectivă, tu te disociezi. Adică mintea ta este în lumea ta și cumva rabzi momentul până când știi că s-a încheiat vizita respectivă. Sau poate că ai un șef care este stresant și din când în când apare în biroul tău sau în locul în care tu lucrezi și verifică ceva, sau poate nu verifică nimic, dar pur și simplu prezența lui îți induce o stare de tensiune. Odată ce l-a plecat, emoțiile tale și toate stările tale revin la normal și atunci a fost ceva de scurtă durată. Dar când e vorba de o situație traumatizantă, este vorba de mai mult decât atât. Scindările profunde care duc la separarea corpului de sentimente și de gândire sunt rezultatul unor experiențe traumatizante. Ce se întâmplă după o experiență traumatizantă, presupunând că persoana supraviețuiește? Intervine procesul de scindare, adică sufletul este ca și când s-ar fragmenta în bucăți. Partea sufletului este, da, o parte a sufletului este ținută cât mai departe de situația traumatică. Este partea sănătoasă a sufletului nostru. Și e important de înțeles că după o traumă, în timpul în care sufletul nostru, mintea noastră, corpul nostru, suntem sub impactul traumei, psihicul se rupe în bucăți. Și rămâne o parte sănătoasă, care nu este afectată de traumă, este partea afectată pe care psihicul nostru încearcă să o izoleze, să o marginalizeze, să o înfășoare ca în ceară și să fie undeva dată la margine cât mai mult. Și există o parte supraviețuitoare. Această parte este partea care luptă ca să izoleze cât mai mult partea traumatizantă din noi și noi să nu mai avem contact cu ea, dar nici să nu mai avem contact cu situații care să ne expună la așa ceva. Deci partea sufletului este ținută cât mai departe de situația traumatică, adică partea sănătoasă a sufletului nostru. Altă parte care a înregistrat experiența traumei este partea traumatizantă. Și o altă parte, imaginea în oglindă a părții traumatizate, preocupată cu depășirea experienței traumatice, este partea supraviețuitoare a sufletului. Asta este partea care muncește, asta este partea care se străduie, asta este partea care se luptă din noi de acolo începând, ca să ne păzească de a intra în contact cu suferința mai departe. Unul din scopurile principale ale procesului de scindare este să țină partea traumatizată cât mai departe de percepția conștientă. Din acest motiv, tu ai senzația astăzi că n-ai fost niciodată traumatizat în viața ta. Că n-ai nicio traumă, că totul este perfect, că totul este bine, că n-ai nicio problemă, tocmai datorită faptului că partea supraviețuitoare luptă ca să-ți dea ție senzația asta că totul este sub control. Bun, deci partea supraviețuitoare luptă ca să țină trauma cât mai departe de percepția conștientă, de sentimente, gânduri sau acțiune. Aceasta este sarcina principală a părții supraviețuitoare.
despre cele trei părți ale sufletului. Și acum le luăm pe rând pe toate cele trei ca să înțelegem și să învățăm cum funcționează psihicul nostru. Partea sănătoasă reprezintă tot ceea ce s-a dezvoltat înainte de evenimentul traumatic și tot ceea ce nu a fost distrus de el. Slavă Domnului, există o parte din noi care nu e afectată de traumă. Când se manifestă ea? Atunci când totul merge bine. Când totul merge bine, suntem oameni normali. Nu dăm semne de dezechilibru, nu o luăm razna, nu avem reacții intense, nu avem tot felul de crize de furie, nu avem atacuri de panică, viața decurge normal, suntem în limite normale, totul funcționează ok, suntem oameni funcționali. Da? Asta înseamnă că partea aia sănătoasă din noi își face treaba. Cuprinde structuri de personalitate bine integrate pe care individul le-a dezvoltat înainte de traumă și pe care este capabil să le dezvolte după traumă și în pofida ei. Asta înseamnă că, chiar dacă tu ai fost traumatizat, nu contează. Partea sănătoasă din tine va funcționa mai departe. Ea va avea grijă să te ajute pe alte paliere. Poate profesional, înaintezi în carieră sau poate te căsătorești și ai un partener bun de cuplu. Și atunci pare că n-ai fost traumatizat niciodată pentru că partea sănătoasă din tine își face treaba. A doua parte, partea traumatizată, este cea care cuprinde șocul și îl absoarbe înăuntru. Partea traumatizată este depozitul sufletului pentru sentimentele neplăcute induse de traumă, care sunt atacuri de panică, anxietate, șoc, lipsă de putere, neajutorare, durere insuportabilă, furie, revoltă, neputință, rușine, sentimente de vină, obsesii, flashback-uri, fobii, toate astea sunt înăuntru, înmagazinate în partea asta traumatizantă. Acolo este depozitul pentru toată furia, durerea, suferința, groaza, oroarea pe care tu ai trăit-o atunci când ai avut parte de traumă. Este neputința ta, este slăbiciunea ta, este partea aia sensibilă și vulnerabilă din tine. Efectele traumatizării sunt tangibile și reale. Nu pot fi anulate. Tot ce poate să facă psihicul nostru este să apere sinele conștient de impactul lor. În timp ce partea supraviețuitoare se maturizează, partea traumatizată rămâne la aceeași vârstă pe care o avea în momentul experienței traumatice. Și aici lucrul ăsta e de reținut. Și pentru că e de reținut, o să-l mai spun o dată. Da? În timp ce părțile celelalte ale sufletului nostru, partea sănătoasă, cât și partea supraviețuitoare, ele se maturizează, se dezvoltă, cresc, merg mai departe. Pe când partea aia traumatizată, care absorbe trauma înăuntru ei, ea nu se mai dezvoltă. Ea rămâne exact la vârsta la care a avut loc impactul. Rămâne înmărmurită, blocată, încremenită, înțepenită la vârsta aia. Acolo nu se mai mișcă nimic. Acolo nu se mai dezvoltă nimic. Acolo totul este lipsit de viață. Acolo toate lucrurile sunt încremenite și înțepenite la vârsta aia. Deci partea traumatizată rămâne la aceeași vârstă pe care o avea în momentul experienței traumatice, pentru că este incapabilă să mai aibă experiențe după ce scindarea s-a petrecut. Acolo nu se mai întâmplă nimic. Totul încremenește exact cum a fost în timpul impactului. Ea rămâne închisă în propria lume, preocupată doar de a face față amintirilor legate de traumă. Uneori, partea traumatizată este pusă în stare de alarmă, de imagini, de voci, de oameni, de mirosuri și momente de contact fizic care seamănă cu trauma originală. De exemplu, dacă trauma a fost una sexuală, în momentul în care persoana respectivă ajunge adult, poate trauma a avut loc când era copil, în momentul în care persoana ajunge adult și își începe viața sexuală, acea viață sexuală prezentă ca adult va declanșa trauma pe care persoana a trăit-o când era copil.
și atunci va avea senzații ciudate și probleme la nivel sexual. Dacă este vorba de bărbat, va avea impotență sau ejaculare precoce sau tot felul de tulburări de erecție, tocmai datorită abuzului la care a fost supus cândva. Dacă este vorba de o femeie, va avea alte blocaje la nivel genital, tocmai datorită traumei pe care a înmagazinat-o cu mult timp în urmă. Și aici are de-a face cu frigiditatea și așa mai departe, alte blocaje emoționale sau fizice. Și e important să știi că dacă în viața ta sexuală te confrunți cu așa ceva, e foarte posibil să aibă de-a face cu o traumă pe care tu ai trăit-o cândva. Poate că trauma pe care tu ai trăit-o cândva a fost la nivel sexual sau a fost pur și simplu o distrugere a personalității tale. O distrugere și un blocaj emoțional care nu-ți dă voie să fii dezinhibat, nu-ți dă voie să te destinzi, să te relaxezi, să ai încredere, să te abandonezi în actul sexual și ca urmare experimentezi blocaje când e vorba de așa ceva. Deci, uneori, partea traumatizată este pusă în stare de alarmă, da? Adică intri în panică, dintr-o dată corpul începe și se agite, dintr-o dată ai o senzație de încordare în corp și ca și când fiecare celulă din corp este alertată și stă în așteptare ca și când ceva rău e gata să se întâmple. Deci, în stare de alarmă, de imagini, voci, experiențe, mirosuri, momente de contact fizic care seamănă cu trauma originală. Chiar dacă trauma nu ți-o amintești, corpul și-o amintește. Și atunci reacționează într-un mod exagerat la niște stimuli care pentru un alt om sunt ceva absolut normal. Dar pentru tine, dacă ai trauma, înăuntru tău vei reacționa ciudat la niște stimuli care pentru altcineva sunt total lipsiți de sens. Pur și simplu auzi o voce a unui om care seamănă cu vocea unui om care te-a abuzat cândva și în momentul ăla intri în panică. Sau fizionomia unui om care seamănă cumva, sau profesia unui om care seamănă cumva cu trauma pe care ai trăit-o tu. Poate că intri într-un spital și pur și simplu intri în panică. Sau auzi un sunet de alarmă care pur și simplu te face să intri în panică. Sunt diferiți factori declanșatori care pot declanșa trauma în funcție de ce ai trăit tu cândva. Acestea sunt mecanismele de declanșare care pun trauma în acțiune. Indiferent cât de bine păzită este ea acolo, ea totuși uneori este declanșată de astfel de stimuli. Când apare o astfel de activare în funcție de trauma originară, individul în cauză se poate schimba într-un mod instantaneu, adică într-o secundă ești alt om. Și toate modelele de reacție legate de trauma veche devin vizibile. Dintr-o dată începi și te aperi și intri într-o stare de alertă, deși nu te amenință absolut nimeni. Amenințarea este înregistrată în interiorul tău. Trauma, durerea, suferința, pericolul, toate sunt înregistrate în corp. Partea traumatizată ține încuiate în ea emoții relaționale, fundamentale, precum dragostea și durerea. Adică unui astfel de om îi va fi greu să iubească cu toată inima și să se abandoneze, să fie total dăruit celuilalt. Cu toate gradele și fațetele intermediare. Acestea sunt ținute prizoniere și sunt lipsite de viață, însă în același timp sunt protejate și păstrate. În orice scindare traumatică se pune la păstrare un aspect esențial din noi. Asta înseamnă că un om cu cât are mai multe traume blocate undeva în interiorul lui și mai multe scindări care au avut loc înăuntru lui, cu atât energia lui psihică scade. Pentru că părți esențiale din el sunt blocate în modul acesta. Partea supraviețuitoare, și acum mergem la a treia parte, care este ca urmare, se formează ca urmare a unei traume, și anume partea care supraviețuiește. Partea supraviețuitoare este un fel de gardian al scindării. Asta înseamnă că ea luptă să ține toate lucrurile sub control. Ea își canalizează toată energia pentru a se asigura
că amintirea traumei și experiența conștientă a traumei, adică cu alte cuvinte, tu să nu mai treci prin așa ceva, tu să nu-ți mai aduci aminte de așa ceva, tu să nu mai experimentezi vreodată conștientizarea măcar a ceea ce s-a întâmplat. Și atunci partea asta din tine caută cât poate să te țină la distanță de tot ce înseamnă pericol, de tot ce înseamnă expunere, de tot ce înseamnă faptul de a-ți reaminti ce s-a întâmplat cândva. Deci ea își canalizează toată energia pentru a se asigura că amintirea traumei și experiența conștientă a ei nu vor mai veni niciodată în contact. Caută să le țină la distanță. Trauma de conștientizarea traumei. Acesta este motivul pentru care oamenii, cei mai mulți, refuză terapia. Nu pentru că nu au nevoie, nu pentru că nu își dau seama cumva că ar avea nevoie, dar își neagă această nevoie, tocmai pentru că ceva în interiorul lor începe să sune. O alarmă care le spune, n-ai voie. N-ai voie să conștientizezi, n-ai voie să-ți aduci aminte, n-ai voie să intri în sufletul tău, n-ai voie să-ți amintești ce s-a întâmplat, pentru că vei suferi din nou și eu nu-mi doresc acest lucru. Și atunci, inclusiv sufletul acelui om caută, pe de-o parte, să-l țină departe de conștientizare pe individ. Acesta este motivul, repet, pentru care oamenii nu fac terapie sau renunță la terapie înainte ca vindecarea să se producă, tocmai pentru că ar însemna ca partea aia traumatizată să fie scoasă la iveală, să fie expusă, iar partea supraviețuitoare se va lupta din răsputeri să compromită acest lucru și așa ceva să nu se întâmple. Pentru că acest lucru să se întâmple, partea supraviețuitoare are strategii prin care să mențină scindarea și partea traumatizată ascunse. Asta înseamnă că dezvoltă psihicul nostru tot felul de mecanisme de apărare. Și dacă vreți să aflați mai multe despre mecanismele de apărare, vă invit să intrați pe categoria Mecanisme de apărare ale psihicului uman de pe contul Maria Boldea și puteți să găsiți tot felul de strategii pe care psihicul nostru le folosește pentru a nu ne pune în contact cu trauma, pentru a ne izola de propriul nostru suflet și de propria noastră suferință, astfel încât să credem că totul e bine, cu toate că realitatea arată cu totul și cu totul diferit. Și vă invit și vă încurajez să explorați acest domeniu, pentru că este unul de interes maxim pentru sănătatea mentală a unui om. Partea supraviețuitoare evită toate situațiile care seamănă cu trauma inițială. Asta înseamnă că începe semnalul de alarmă să sune în interiorul tău când întâlnești oameni de un anumit fel, când ajungi într-o situație similară cu cea în care tu ai fost traumatizat. Nu-ți vei permite să acționezi, nu-ți vei permite să încerci lucruri noi, nu-ți vei permite să cunoști oameni noi, nu-ți vei permite să vorbești într-un grup, nu-ți vei permite să ai inițiativă, nu-ți vei permite să ai curaj, nu-ți vei permite să faci lucruri noi, tocmai pentru că această parte supraviețuitoare va încerca într-un mod exagerat să te protejeze de orice situație în care trauma ta ar putea să fie activată cumva sau să seamănă cumva cu ce ai trăit tu cândva. În felul acesta te vei izola sau vei încerca să domini tocmai din dorința de a te proteja, dacă se poate, orice situație. Deci partea supraviețuitoare evită toate situațiile care seamănă cu trauma inițială. Blocarea sentimentelor este o preocupare principală a părții supraviețuitoare. Dacă ești un om care nu simte sau care simte mult disproporționat, atunci vreau să știi că este foarte posibil ca această situație să se datoreze acestei părți supraviețuitoare care îți blochează emoțiile.
pur și simplu preferă să nu simți nimic decât să simți suferință. Și atunci îți blochează și emoții pozitive și emoții negative, iar tu treci prin viață ca un robot, fără să te mai poți bucura de nimic, fără să mai poți iubi și fără să mai poți avea încredere. Uneori, această parte își asumă îndatorie și sarcini care să o ducă în pragul epuizării doar pentru a evita contactul cu partea traumatizată. Asta înseamnă că vei fi un om care are mult de muncă, pentru că partea asta supraviețuitoare îți va da tot timpul ceva de făcut, nu cumva să ai timp liber și să intri în contact cu sufletul tău. Mai bine să faci orice, numai să nu intri în contact cu ceea ce este în tine. Sentimentele personale sunt întotdeauna controlate, la fel ca și comportamentul celorlalți. Da, sunt oameni care tot timpul trebuie să controleze, să se controleze pe sine și să controleze pe alții. Și ferească Dumnezeu ca cineva să nu se supună unui astfel de om, pentru că imediat este respins, izolat, marginalizat și astfel de oameni păstrează relații doar cu cei pe care îi poate controla. De teama de a nu fi expus din nou unei suferințe, un astfel de om devine hiperatent la tot felul de semne și imediat îi izolează pe cei care ar fi posibili oameni care să-l provoace. El trebuie să controleze totul și să aibă toată situația sub control, pentru că numai atunci poate avea cât de cât o senzație de ușurare sau de liniște. Persoana poate deveni un dictator pentru cei din jur, astfel încât ea să se poată simți în siguranță. Astfel de oameni, și dacă fac terapie, ei nu se vor lăsa ghidați de terapeut. Ei oricum știu mai bine. Ei nu-și vor face temele sau dacă le fac, le uit acasă sau dacă le fac, nu ascultă ideile sau principiile care i-au fost transmise. Ei oricum fac ce vor. Chiar dacă fac terapie, știu cum să o compromită. Știu, bineînțeles, cu ghilimelele de rigoare, pentru că inițial nu asta și-au propus. Dar sunt oameni care nu se pot lăsa ghidați. Sunt oameni care nu pot avea încredere. Sunt oameni care nu pot să fie conduși. Pentru că această parte supraviețuitoare din ei luptă ca să aibă toate sub controlul propriu. Și astfel de oameni sunt imposibil de condus. Ei trebuie să dețină tot timpul controlul, să aibă ultimul cuvânt, să facă toate lucrurile numai după cum simt și cred ei, nu după cum li se spune să facă. Și în felul acesta se compromit singuri și se sabotează singuri, pentru că problemele lor nu vor fi niciodată rezolvate în maniera asta. Nu poți rezolva ceva și nu poți să te dezvolți dacă nu te lași condus în unele momente ale vieții, mai ales atunci când ai nevoie de ajutor. Bineînțeles, partea supraviețuitoare își caută compensații pentru lucrurile de care nu se mai poate bucura natural. Și atunci vine bucuria artificială. Bucuria care provine din relații ilicite, relații sexuale, din droguri, din tot felul de lucruri care dăunează ființei umane, tot felul de adicții și comportamente care duc într-o zonă nesănătoasă. Toate lucrurile astea sunt o compensație pentru faptul că acel om nu se mai poate bucura natural de viață. Există o bucurie naturală, aceea pe care o au copiii, de exemplu. Ei se bucură de lucruri simple, de lucruri mărunte, de lucruri naturale, pentru că ei încă nu sunt în faza asta de a fi traumatizați într-un mod în care să nu mai simtă viața. Dar adulții, pentru că trăiesc consecința traumelor lor, ei nu se mai pot bucura natural de lucruri simple, de lucruri mărunte, de ceea ce îi înconjoară. Și atunci ei au nevoie de o bucurie artificială. În felul acesta își induc fericirea într-un mod toxic, într-un mod chimic, într-un mod artificial și devin dependenți de comportamentele sau substanțele respective. Drogurile zilnice, cafea, alcool, țigări oferă experiență satisfăcătoare de scurtă durată atunci când situația devine de nesuportat pentru partea supraviețuitoare. Trauma și partea supraviețuitoare sunt imagini în oglindă. Dețin-o minte lucrul ăsta. Cu cât mai intensă este experiența traumei, cu atât e mai mare retragerea părții traumatizate și cu atât mai radicală este partea supraviețuitoare.
Adică mecanismele astea de apărare sunt cu atât mai exagerate și cu atât mai puternice cu cât a fost trauma mai mare. Pentru că e nevoie de energie mai multă ca să protejeze partea aia. Și atunci psihicul nostru apelează la măsuri extreme și ne duce într-o zonă de autodistrugere, dacă e nevoie, doar pe moment să fim protejați. Și e important să conștientizăm dacă trăim în viața noastră astfel de lucruri. Deci, cu cât mai intensă este experiența traumei, cu atât e mai mare retragerea părții traumatizate, adică faptul de a izola și de a proteja acea parte, și cu atât mai radicală este partea supraviețuitoare cu mecanismele pe care ea le folosește. Slăbiciunea extremă, resimțită într-o situație traumatică, trebuie să fie compensată. Dacă atunci când ai fost traumatizat, ai fost extrem de zdrobit, acum vine partea supraviețuitoare și te face cu atât mai puternic, dar o putere artificială, cu cât a fost trauma mai mare. Adică devii agresiv, devii un om rigid, devii un om controlator, devii un om manipulator. Cu cât a fost trauma mai mare, cu cât ai fost mai neajutorat și mai rănit, cu atât partea supraviețuitoare vine în forță ca să protejeze acea parte zdrobită din tine, acționând în măsuri extreme. Și devii un om manipulator, devii un om care intimidează, devii un om agresiv. Fie că agresivitatea asta este activă sau pasivă. Scopul principal în terapia traumei este, și aici e important să înțelegi pentru că ne apropiem de sfârșit, să recunoști existența scindării sufletului tău. Prima dată trebuie să înțelegi că lucrul ăsta ți s-a întâmplat ție și nu altora. Scindării și a faptului că partea sănătoasă trebuie să vină în contact cu partea traumatizată. Musai să se întâmple lucrul acesta. Adică cele două trebuie să vină din nou împreună. Partea dureroasă, traumatizată, zdrobită din tine trebuie să iasă la suprafață, trebuie să fie conștientizată ca să poată fi vindecată. Și asta se întâmplă în terapie. Trebuie să vină în contact cu partea traumatizată pentru că în această parte se află depozitată multă energie vitală, cum și multă suferință, care necesită vindecare. Pentru ca asta să se întâmple, partea supraviețuitoare trebuie să permită părții sănătoase să se întoarcă către partea traumatizată. Adică avem o parte din noi care ne poate ajuta în procesul acesta terapeutic. Este partea sănătoasă care conștientizează, care raționează, care și-a păstrat discernământul, indiferent prin ce traume am trecut. Discernământul nu ne-a dispărut. Înțelegem și deosebim binele de rău, chiar dacă am fost traumatizați. Aceasta este cheia procesului de integrare a părții traumatizate. Vă mulțumesc pentru timpul petrecut împreună și vă doresc ca această conștientizare care survine din acest material să vă fie de folos. O zi frumoasă!